Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce, te interesează cu alegerile? Da, da, eu sunt fiert pe rezultatul acesta. Cumva am ajuns dilemă. Doamna Șoșoacă în Parlamentul European. O să fie distracție mare acolo. Foarte mare. Dar de ce și-a spus la partidul ăla, i-a zis SOS? SOS? Vă spun eu, mi-a spus un prieten aseară. Că n-au găsit Nino Nino. Cum poți să ajungi în Parlamentul European distrându-te copii? Eu sunt youtuber cipriot în vârstă de 24 de ani. Credeam că zici de-a noastră. Că și-a noastră s-a distrat. Cred că și asta se distrează copios. Lumea o crede serioasă aia, cred că se strică de râs. Un youtuber cipriot, deci 24 de ani, a trecut pragul electoral, s-a ales europarlamentar după ce a devenit celebru prin diverse experimente filmate pe propria persoană. Este un anumit stil de youtubereală. Te filmezi făcând chestii și lumea se uită la tine. Știi că pe nouă ne-a tras atenția... Vlogger. Așa, vlogger. Asta este în zona de provocări. Cum era Vice pe vremuri, am făcut asta ca să nu faci tu, știi? Tu știi, da. Nu ne-a tras atenția, dacă îți mai aduce aminte, ne-au tras atenția youtuberii coreeni, în principiu, aia sud-coreeni, că aia nord-coreeni nu pot face asta, care lipăie, care mănâncă, care fac mukbang. Da. Știi, Alex? Uite, cu mukbang nu știu perfect de la ce te referi, dar mukbang challenge-ul ăsta nu știu. Asta, mănânci și te filmezi în timp ce mănânci și se uită oamenii la tine în timp ce mănânci și tu clefăi. Cam asta este. Trebuie să super faimoși. Milioanele la tine și tu faci bani. Deci cipriotul Fidias... Nu trece viața pe lângă noi, eu vă spun. Fidias Panayotu a început să posteze pe YouTube, în urmă cu vreo 5 ani, clipuri de genul am supraviețuit 5 zile fără somn. Deci cam ce fac oamenii ăștia de la secțiile de votare. Am petrecut 100 de ore în cea mai săracă țară din lume. M-am căsătorit cu o străină în 24 de ore. Asta ni se întâmplă tuturor. Am locuit pe aeroport timp de 10 zile. Poate a zburat cu tarom și a avut întârziere. În alte înregistrări video, el s-a dat drept musafir al mai multor hoteluri pentru a mânca micul dejun. Și asta este un lucru care pe mine m-a intrigat întotdeauna. Mă, când te duci la hotel și îți primești și micul dejun acolo, breakfast, când intri, uneori este o domnișoară sau un domnișor care te întreabă numărul camerei. De ce ai... Eu am tendința să spun întotdeauna numărul corect de cameră. Dar putea fi foarte simplu să spui cu totul și cu totul altă cameră. De asemenea, dacă la ora respectivă, să zicem, treci pe stradă, vezi un hotel, nu intri să te duci și tu să iei un mic dejun, să spui, te întreabă aia ce cameră, spui și tu 175, cine te verifică? Ai fost în ce sens? Am pățit asta. Am fost și am mâncat la un mic dejun odată. Cum? Când eram în tineret. Când eram student. Adevărat. Cum adică, te rog? Eram cu un prieten în Spania, la Mallorca sau Barcelona, nu mai știu. Călătoreai de mic. Da. Așa. Nu eram chiar mic. Aveam... În sensul de vârstă. Dar eram sărac. Așa. Eram atunci, abai de situația asta, anii 2000. Da. Și am fost cu prietenul ăsta și cu fetele. Mă, ce tare asta, se ducea în Barcelona în 2000, abia ajungeam în Turcia. Acum ce vrei, nu mai intrăm în discuții de asta. Și am fost într-un an în 2004-2006. În fine, deci eu eram la mare, în Spania la mare, asta contează. Și am ieșit noi băieții dimineață să mergem să ceva, căutam ceva, nu știu ce făceam. Dar eram pregătiți de plecat în oraș, adică eram îmbrăcați civilizat. Și am luat-o pe faleză. Așa. Și tot voiam să ieșim de pe faleză să intrăm pe plajă. A, invers, așa. Să vedem unde să mergem la plajă, o de-asta. Și nu reușeam să găsim o breșe, o cărare, ceva. Și am luat-o printr-o recepție de hotel. Și dacă tot era acolo, și am dat exact în micul dejun. Ah. Și noi am trecut, ne-am aflat în mijlocul sălii de mese. Și dacă tot... Și zic, ia să văd ce au oamenii ăștia pe aici. Eu vreau să găsesc ceva. Și a venit doamna cu... Așa, blognotesul. Cu tabelul. Nu vă supărați, camera. Da. Bă, și i-am zis atât de natural, dar cred că de frică i-am zis, știi? Un 1104. În engleză. 1104. A zis, mulțumesc frumos, poftă bună. Gata, mă. Și ce? Am mâncat ceva și am mâncat. Ciugulit? Mai suna și pe ceilalți prieteni, toată lumea. Mamă, dar ce mic dejun era spectacol. Adică vezi că nu
N-am riscat pentru nimic. Era hotel de 4 stele și pe vremea aia se făceau niște mic dejunuri. Dar pasul următor, știi care e? Pasul următor este să te duci la restaurant și când îți vine nota de plată, să o treci pe o cameră oarecare. Se practica și asta, da. Se practica? E glumă. Ai încercat? Da. Nu eu, dar am serios? Avut o situație, da. Cu niște prieteni care au fost deranjați de cineva. Da. Și s-au răzbunat în felul ăsta. S-au certat la piscină cu copiii, a fost o situație de asta, știi? Și a doua zi le-a trecut lor o notă, da, ca lumea. Asta merge și în următorul. Pe cameră și au făcut check-out. Și a ținut? E greu de spus că noi am plecat. Da. Dacă are cineva vreo experiență de genul ăsta și vrea să ne povestească, numărul nostru de WhatsApp este același 07283132. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.